noastră datorie astăzi este să ne amintim de toți cei care au murit pentru independența și libertățile noastre în toate războaiele pe care a trebuit să le ducem și în evenimentele din decembrie 1989 care au dărâmat dictatura comunistă. Nu putem avea viitor fără a respecta trecutul nostru. Politica poate însă aduce prejudicii cetățeanului dacă este aplicată în disprețul eticii, personalizând puterea și nesocotind rostul primordial al instituțiilor statului. Sunt mâhnit că după două decenii de revenire la democrație, oamenii bătrâni și cei bolnavi sunt nevoiți să treacă prin situații înjositoare. Agricultura nu este un domeniu al trecutului istoric, ci al viitorului. Școala este și va fi o piatră de temelie a societății. Demagogia, disimularea, egoismul primitiv, agățarea de putere și bunul plac nu au ce căuta în instituțiile românești ale anului 2011. Ele aduc prea multă aminte de anii de înainte de 1989. Nu trebuie niciodată uitați românii și pământul românesc care ne-au fost luate ca urmare a împărțirilor Europei în sferii de influență. Este dreptul lor să decidă dacă vor să trăiască în țara noastră sau dacă vor să rămână separați. Stă doar în puterea noastră să facem țara statornică, prosperă și admirată în lume. Așa să ne ajute Dumnezeu. Sire, unii se mai sperie de faptul că un rege este născut pentru această demnitate, funcție, și din acest motiv ar privi pe omul simplu de sus. Vă aduceți aminte că vreodată să fi privit vreun român de sus și el să se simtă mic și umil? Un rege niciodată nu va fi egalul meu, este prea sus pentru mine. Asta este o mentalitate, ori a fost pusă de asta, de cam unde știm noi. Fie a fost o educație greșită cu total. Suntem oameni ca orice alții. Avem anumite datorie față de țară și de atât, dar asta nu înseamnă că este acolo sus și nu mai aveți nimic. Noi putem să ne coborăm foarte bine, să intrăm într-un sac, să iei pe unul de braț și să pupă pe asta. Asta nu înseamnă nimic. Asta înseamnă omenie. Să te gândești la aproapele tău, să vezi să vezi mizeria în care trăiești, să încerci să faci pe cât se poate mai bine. Dar pentru asta trebuie să ai trupe, cum să spun. Ori mentalitatea asta este foarte greșită dacă ești așa de sus că nu poți să te apropii. De ce nu? Că noi foarte bine putem să mergem jos acolo și vorbim cu oricare. Fără niciun fel, nicio problemă. Un președinte, vorba lui Țuțea, e doar întâmplător bun, pentru că el reprezintă o conjunctură și o medie a
stării unui popor la un moment dat. Deci, eu am o întrebare pe care o pun la fiecare ieșire din mandat a tuturor președinților. Cam câți președinți vreți să mai votați pentru a fi dezamăgiți de fiecare dată? Cam câți? Asta e întrebarea mea retorică, pentru că, dacă îmi permiteți, ca să zic așa, și ultimul președinte sau actualul președinte reprezintă pentru mine, ca jurnalist politic aici, nu ca monarhist, o altă, a nu știu câta, dezamăgire dintre cei parcă 5 președinți pe care i-am avut de toți. După discursul din Parlament, toate sondajele de opinie l-au arătat pe primul loc în ceea ce privește încrederea populației. Pentru el, ca persoană, sigur că era foarte, foarte târziu. Însă poate rămâne ca o idee, ca un reper, de fapt, pentru români, care iată se confruntă cu aceste realități dezamăgitoare legate de clasa politică și de liderii pe care această clasă politică îi produce, indiferent de etapele electorale, rămâne aceeași dezamăgire în societatea românească. Lipsă de repere. Chiar dacă deprivezi monarhia de toate atributele ei concrete, politice, tot îți rămâne un lucru foarte important. Reprezentarea, mesajul public, coagularea în jurul acelui simbol al societății respective, ceea ce se vede în perioada de criză, că nu ai asemenea lucruri. O Românie de astăzi, o Românie în criză, lovită de pandemie, de criză economică, de criză politică, n-are simboluri în jurul cărora să poată coagula un tip de energie. N-are nici măcar persoane care să poată comunica credibil. Pentru că toate sunt amestecate în percepția publică cu unele sau altele dintre temele zilei. Ieșirea din scena publică a regelui Mihai s-a realizat 3 ani mai târziu. Cu toate că depășise vârsta de 90 de ani, între momentul istoric al discursului din Parlament și retragerea din viața publică, ultimul suveran al României și-a făcut datoria pentru societate în continuare.
puteți să vină. Puteți ieși. Aveți grijă la praxie. Trească regele! Sunt monarhiști, sunt convins, poate greșesc, unii dintre noi care ascultă, perfect, aveți altă părere, din lupta contrarilor iese adevărul. Sau vom vedea peste 5 ani, peste 10 ani care este adevărul. Dar când a fost ideea de revenire a monarhiei, am fost convins că va fi bine pentru țară. Dacă românii în 90 nu ar fi fost atât de afectați de comunism și și-ar fi dorit cu ardoare să reveniți pe tron așa cum ar fi fost necesar, cum vede majestatea voastră că ar fi gestionat lucrurile în țară, având în vedere că ați fi fost obligat să lucrați cu miniștri, cu secretari de stat, cu oameni care au fost formați de către Partidul Comunist? Adică oameni în general care au dovedit în 20 de ani că sunt foarte corupți. Nu. Cum ați fi putut lucra cu ei? V-ați pus problema asta, bănuiesc? Nu, sigur. Fiindcă să mă găsesc aici pe acolo, ca să spunem așa. Sunt câțiva oameni care totuși au ceva în cap, au ceva în suflet. Există pe undeva, nu se afișează, pentru că nu convine. Dar sunt undeva. Asta e cum am mai spus cineva și cred că e foarte adevărat că în mod cirlă în care suntem noi, deja înainte, nu numai acum, deci e mod cirlă, miroase urât de tot ce vrei și deodată pici pe acolo vezi câte o floare care iese. De ce nu iei floarea asta și o cultivi, nu arunci la gunoi. Poate e puțin spusă în alt fel asta, dar cu unul, cu doi, cu unul, ăsta e foarte greu. Principesa Margareta, astăzi custode al coroanei, un termen prea puțin înțeles, a preluat din îndatoririle suveranului. Nu a fost un transfer de putere, aceasta nu exista, ci un transfer de responsabilitate. Evident că Margareta nu este precum regele Mihai, are o altă istorie. Nu a domnit, nu a participat la război, nu a apucat să se opună rușilor și comunismului. În schimb, în 30 de ani de prezență în România, a reușit prin fundația pe care o conduce să adune peste 17 milioane de euro investiți în proiecte sociale, educaționale, culturale, de sănătate sau de dezvoltare a comunităților. 33.000 de tineri au fost ajutați să-și vadă visele împlinite. 190.000 de vârstnici au avut norocul să aibă o viață mai bună. Câți lideri votați se pot lăuda cu astfel de performanțe? În zecile de deplasări în străinătate ori în luările de poziție din țară, principesa Margareta a lăsat mereu audiența impresionată de elocința sa. Dar precum tatăl său, a trebuit să ducă lupta aceasta, la care oricine ar fi renunțat, într-un ocean de ostilitate și într-o poziție singuratică de neinvidiat. Majestatea sa a avut mai multe presiuni decât apreciem în momentul acesta. Să nu uităm, deși a fost educată de la bun început, din prima zi când s-a născut, că este o româncă și că aparține României, de fapt, până a fost o persoană matură, n-a avut nicio șansă de a vizita țara care este țara ei.
a trebuit să învețe despre România, a trebuit să își însușească anumite obiceiuri românești și să le înțeleagă. Pe de altă parte, a fost și faptul că este femeie, care evident a te impune în România într-o anumită perioadă ca femeie, n-a fost un lucru evident sau foarte simplu. Și pe de altă parte, a fost și o încercare de a repoziționa monarhia României, de a vorbi pentru o nouă generație. Tot ceea ce face, o face din propria ei voință. Sunt lucruri care le face nu pentru că obține un avantaj, absolut nu pentru ego și nu pentru avantaj. Dacă era pentru ego, putea să se retragă pe coasta de sud al Franței, care este plină de tot felul de membri al familiilor regale sau ale familiilor regale noi mântuite astăzi, oameni bogați din toată lumea, și ar putea să trăiască o viață foarte specifică acolo, de la restaurant la restaurant, de la hotel de 5 stele la hotel de 5 stele, fără problemele de a se gândi ce va face mâine sau ce fel de discursuri trebuie scrise sau ce fel de mesaje trebuie puse. Ne întoarcem cu privirea către regalitate ca o posibilă opțiune nu doar istorică, ci și politică. Povestea regalității nu se încheie, ci reprezintă un testament care se așterne aproape pentru eternitate, pentru următoarele generații de români, care trebuie să decidă în consecință, raportat la ce ofertă politică vor avea în următorii ani și următoarele decenii, cum vor să arate statul român. Sire, ultimă întrebare. Într-un interviu din 1997 ați folosit următoarea frază: România este mereu în sufletul meu. La ce v-ați gândit când ați spus lucrul ăsta? În sufletul meu este că eu simt ceva teribil ce se întâmplă în țară. Asta e extrem de dureros. Și cu cine poate discuți asta? Că nu vor cu câțiva care mă înțeleg ceva, dar ei nu-și dau seama de asta. Este educația numai rațională înainte și acolo se exagera foarte mult, dar este o chestie de omenie, de credință. E un complex destul dificil de explicat, că nu poți să le rupă așa pe bucăți, că zic că poți total și poate să de la una la alta, dar tot acolo ajunge. Așa e. O informație confirmată, se pare, stimați telespectatori, regele Mihai a murit în urmă cu doar câteva clipe. Informația aceasta a fost confirmată în mod oficial. Vom reveni. Bunătate, dreptate, toleranță, bunătate și modestie.
Plus că în Uniunea Europeană și NATO, datorită influenței și... Asta am o cert. Da. Dânsului am ajuns. Dânsului și celorlalte case regale. Că dacă nu era influența, cred că mai stătea mult. Cu toate că nu știu dacă mai merităm să fim în unele locuri. Din păcate, prin comportamentul celebrilor noștri parlamentari. Oricum, regrete sunt. Poporul român l-a iubit, se vede. Cu toate că am fost foarte mințiți în privința dânsului. Și după Revoluție sau o grămadă de dezinformări au fost. Și acum, și încă lumea și acum mai crede ceea ce s-a spus. Toate casele regale din Europa a deschis ușile pentru NATO, pentru Uniunea Europeană și îl avem în suflet. Și dincolo, în dialog cu sfinții, cu ceilalți voievozi, că și el a fost un voievod, este un mareșal și va avea onorul militar, iar în sufletul nostru nu poate să umble decât Dumnezeu și sfinții. Însemna modestie, însemna onoare, însemna mândrie națională. Era mândră că sunt româncă. Da. Bunicul meu s-a dus la război pentru el. Și datorită lui am vrut să fiu un om mai bun. Datorită lui am urmat o școală. Datorită lui m-am dus la universitate pentru că am vrut să schimb ceva în țara asta. Pentru că eu cred cu convingere că monarhia e singura noastră speranță. A fost un om, am avut ocazia să-l cunosc. Nu am cuvinte. Prejur! Marș! Da,
Eu cred că sufletul lui a fost continuu aici, după cum l-am perceput. Nu știu dacă îi se poate reproșa ceva în mod deosebit în viața particulară, în viața publică, în apariții. A fost și este și rămâne un mare exemplu pentru națiunea română, chiar aș dori tuturor tinerilor din ziua de astăzi să ia exemplu acestui om de stat. Sunt puține momente în care societatea românească s-a regăsit, indiferent de opiniile pe care le-am avut. A fost un moment de grație, de câteva zile, în care oamenii au lăsat lucrurile de zi cu zi, au lăsat probabil marasmul în care ne aflăm și au privit altfel lumea, într-un moment foarte trist, pe care oamenii l-au perceput ca atare. Deci n-a venit nimeni să spună e un moment trist, hai să fim triști. Nu. A fost ceva care s-a regăsit în marea majoritate a populației. Nu poți să scoți oamenii din case noaptea dacă oamenii n-ar fi vrut să iasă. Era un sentiment, o emoție care a creat solidaritate pentru o săptămână.
Am văzut foarte multă lume plângând. Cred că e momentul în care România a plâns cel mai mult după Revoluție. Poate a plâns când am pierdut Basarabia. Ține minte poza când cetățenii erau îngenunchiați pe Calea Victoriei și fața Palatului Regal. Probabil că au mai plâns oamenii când li s-au luat pământul și biserica, cei doi stâlpi a existenței fundamentale și funciare a poporului român. Și cred că au mai plâns în masă, așa, colectiv, la Revoluție și când a murit regele. Dacă vrei să rememorez, poate toate momentele posibile în care România a plâns. Adică au plâns oameni tineri. Cred că a fost și un soi de atavism. Adică sunt foarte mulți oameni care nu știau foarte multe despre rege la moartea regelui. Și singurul lucru pentru care moartea regelui a fost un câștig, să zic așa, pentru România, este că în alea 7 zile în care s-a vorbit despre rege și monarhie, poporul român a învățat istorie. Deci a auzit lucruri pe care nu le-a auzit niciodată, evident că n-avea cum să le citească din manualele de istorie și broșurile care arătau exact ca broșurile de propagandă din anii 50. Și mai mult, comportamentul lor a fost unul nobil. Altfel, când a fost vorba de președinți, ne-am comportat ca la președinți, mai ignobil așa, mai ca la președinți. Singurul moment de pace socială e paradoxul ăsta că nouă, dacă nouă, ne moare cineva, putem să ne liniștim și să stăm și noi cu capul în mâini să ne gândim la ce ni s-a întâmplat în ultimii 75 de ani. Astfel de momente de maximă încărcătură există odată la câteva decenii. Funeralele regelui nu pot fi comparate cu niciun alt eveniment de după 1989. În definitiv, după prăbușirea comunismului, au existat două momente care au scos un număr atât de mare de oameni în stradă, și anume vizita regelui din 1992, ambele legate de ideea de regalitate. Conform cifrelor estimate de CNN, la acel moment au însemnat aproape 1 milion de oameni pe străzile Bucureștiului, și funeralele din decembrie 2017, unde, atenție, pentru prima dată, în afara unui eveniment, să spunem, generat de un forum internațional sau de îndeplinire, acesta a fost un eveniment civil, un eveniment care nu a implicat o obligație, să spunem, a șefilor de stat de a participa aici. Niciodată un număr atât de mare de capete încoronate, de șefi de stat, nu au fost la București, repet, într-un asemenea moment civil, care nu a presupus, cum a presupus, pe exemplu, summitul NATO din 2008,
o prezență instituțională. Ori momentele astea, 1992 și 2017, au pus pe gânduri și în sensul cel mai profund, nu pentru câteva săptămâni sau luni, ci pentru decenii. Las lumea să disprețuiască ascunsa taină dintre noi, prejudecata omenească arunce în caleți un oroi. Prejudecata omenească arunce în caleți un oroi. În fața idolilor lumii nu plec genunchii, nu cerșesc. La fel cu tine gândul nu-mi, nici să iubesc, nici să urăsc. La fel cu tine gândul nu-mi, nici să urăsc, nici să iubesc. Mă afund fără să caut rostul în chefuri nici voios, nici trist. Vorbesc cu prostul, cu neprostul, dar pentru suflet tu mi-exist. Vorbesc cu prostul, cu neprostul, dar pentru suflet tu mi-exist. În larma lumii ne-ntâlnim, o zi ca orice altă zi, fără de bucurii iubire, fără tristeți ne-om despărți. Fără de iubire, fără tristeți ne-om despărți. Și prețuim în viața toată doar oamenii, atâta tot. Nu ne-o minți noi niciodată, nici alții a ne minți nu pot. Nu ne-o minți noi niciodată, nici alții a ne minți nu pot. Ooh.
Ați publicat în preajma zilei de naștere a regelui Mihai o istorioară pe rețele de socializare. Am simțit că în ultimul timp instituția monarhiei tinde să intre în uitare sau să fie, nu știu, vorbită de rău, ceea ce pe mine mă doare. Și atunci am hotărât să public această istorioară trăită de tatăl meu cu mulți ani în urmă. S-a întâmplat în 1968, în Londra. Tata, fiind producător de filme documentare, a primit o comandă să facă un film. Avea o diurna două lire sterline, probabil, nu mai mult. Stăteau într-un subsol în ambasadă, niște dormitoare improvizate din paturi pliante și cam așa ceva. Iar în oraș, când ieșeau, aveau tot timpul un securist care ținea strânși ca pe oi. El nu le dădea voie să iasă, să se deporteze la mai mult de un metru, doi, unul de celălalt. Pe stradă. Pe stradă. Iar când se suau înapoi la ambasadă, avea grijă să le spună ce ați văzut în oraș nu este adevărat. Oamenii nu o duc bine. Oamenii sunt niște nefericiți. Ei și-ar dori o rânduire comunistă așa cum e la noi. La întoarcere, ca să scape totuși de ei și să poată să intre măcar într-un magazin, să cumpere la copii câte ceva, s-au hotărât să meargă mai devreme decât ora plecării, regizorul. La un moment dat s-a întâlnit cu un domn care arăta de o prestanță cu totul deosebită. A intrat în vorbă, omul știa românește, tata și cooperatorul s-au alăturat și au început să vorbească despre România. La un moment dat, acest domn îi întreabă de ce sunt acolo și de ce se agită așa și care este problema lor. Și oamenii au zis, domne, vrem să cumpărăm ceva. Uite, suntem în aeroport, avem puțin bani și vrem să cumpărăm ceva la copii. Omul a spus, eu știu niște bomboane foarte bune pe care eu le duc fiicelor mele întotdeauna când vin aici. Vă rog frumos să-mi faceți bucuria să primiți câte o cutie de bomboane. Bineînțeles că oamenii n-au vrut să primească în prima instanță. Ei s-au gândit că omul ăsta este un om pe care îl cunosc foarte bine. Au crezut că e un actor. Și tata a zis, dați-mi voie să ne prezentăm. Eu sunt Eugen Georgescu, producătorul, regizorul Titus Mesaroș, operatorul nu știu cum. Suntem foarte încântați să vă cunoaștem, dar nu știm cui să-i mulțumim. Omul zice, nu cred că ați vrea să știți cine sunt eu. Mai bine nu vă spun. Tata a insistat, dar nu se poate. De ce? Pentru că eu nu sunt bine văzut în țara mea. Tata, foarte contrariat, spune, dar stați o clipă, n-arătați a criminal, n-arătați a unul fără de lege. Iar omul a spus, da, cred că mă știți de undeva, este foarte posibil. Am fost cândva regele vostru. Vă iubesc din toată inima.